Acesta este noul Nokia X Plus, varianta un pic mai bună a celui mai recent telefon cu Android de la Nokia. Observați interfața, seamănă mult cu Windows Phone, este o interfață proprie Nokia. Un swipe la dreapta ai acces la Fast Lane, unde sunt aplicațiile deschise anterior și poți de asemenea să te joci cu câteva setări și să interacționezi. Aici sus poți să comuți rapid de pe o cartelă pe alta. Meniul de setări seamănă ceva mai mult cu ce știm noi de la Android. Acum, după cum observați, ai deja preinstalate Skype, Facebook, Twitter, SkyDrive este serviciul cloud folosit, ai Here Maps. Nu ai cele de la Google, adică Google Maps și celelalte servicii uzuale ale lor. Este ceva asemănător cu ce face și Amazon pe dispozitivele Kindle Fire, adică își customizează la maxim serviciile. Această gamă Nokia, zice că este undeva la mijloc între Windows Phone și Androidul clasic. Interesant, ai doar un singur buton acesta de back, dar la un... La o primă vedere nu pare deranjant, pentru că și interfața este altfel. Se mișcă bine, mă așteptam să fie un pic lent, dar nu este. Bine, în mână este un pic gros, însă. Calculator, setări, radio FM și Mix Radio, Facebook, store-ul te duce la Nokia Store. Trebuie să sperăm că în timp vor adăuga și ceilalți producători clasici din Google Play vor veni și în Nokia Store, sau că cineva va găsi o metodă să ruteze telefonul și să poți instala ce vrei tu pe el, până la urmă este Android.